Individul are 46 de ani, este navigator căsătorit și are o fică de 16 ani. Acum câteva zile nu s-a sfiit să se dezbrace și să își expună părți intime ale corpului în fața unor femei. Două dintre ele au anunțat poliția. S-a întocmit dosar penal fiind cercetat în stare de libertate deocamdată pentru săvârșirea infracțiunii de ultraj contra bunelor moravuri. Navigatorul este cercetat deocamdată în stare de libertate. Psihologii susțin că astfel de persoane nu sunt periculoase și că de fapt comportamentul lor are la bază o traumă mai veche. Ei încearcă prin acțiunile pe care le au să-și satisfacă propriile nevoi, nevoi care nu sunt neapărat dintre cele mai normale. Pe de altă parte, își recunosc cu foarte multă ușurință faptele pentru că normalitatea lor este perturbată. Ciudat este însă faptul că mai multe tineri au reclamat lunile trecute că au fost urmărite de un bărbat care a încercat să le abuzeze și nu doar și-a expus zonele intime. Oamenii legii continuă cercetările. A fost întocmit portretul robot, dar date destul de puține pentru a-l identifica cu exactitate. Ar trebui mai multă pază sau nu știu. Poliția trece exact când noaptea la 12 noaptea sau la 1 când nu e nimeni pe, în loc să treacă când e nevoie.